a dat Dumnezeu, că numai Dumnezeu mi-a mai pus speranța, ca pe drumul județean 677A să se semneze acordurile cu subcontractanții, iar unul dintre subcontractanți îmi scrie de dimineață următoarele. Având în vedere că vremea permite, începând de azi, adică 28 februarie, se reiau lucrările pe drumul județean 677A. Astăzi, la ora 9.30, pe șantier se va face prima ședință tehnică cu reprezentanții Consiliului județean Vâlcea, diriginte, subantreprenori, primarii Peșteana și Glăvile, inginerii subantreprenorilor pe specialități topografie, drumuri, poduri și foraje. Se preconizează că marți și miercuri, după efectuarea unor ridicări topografice, să fie atacate zonele deteriorate de drum pentru a le aduce la o formă corespunzătoare. Ulterior, se va începe cu trei echipe distincte, una la drum, una la poduri și una la alunecări de teren. Se va lucra 10 ore pe zi și o sâmbătă da, una nu, pentru a recupera din timp. Constructorul a mobilizat pentru început 12 autobasculante, două autogredere, doi cilindri, două buldoescavatoare, excavatoare, un excavator pe șenile și 20 de muncitori. Aceasta este comunicarea pe care am primit-o de dimineață vis-a-vis -vis de drumul județean 677A, care pe sector, pe șeana și glăvile, era mai mult decât un coșmar. Nu mai fac nicio istorie, important este că s-au reluat începând cu nouă și jumătate, și drumul acesta va fi finalizat.